starea imposibilului cred că am simțit-o prima oară în sala de antrenament, când foarte multe persoane din jurul meu credeau că pot să fac lucruri mărețe, imposibile chiar, cel puțin pentru mine. Și îmi spuneau, o să ajung să fii record în european, o să ajung să fii record în mondial, o să ajung să... Și eu, efectiv, nu vedeam lucrurile respective la momentul acela. Mi se părea că, nu știu, sunt așa de departe obiectivele respective, încât nu credeam că voi ajunge vreodată. Și ușor, ușor au început să se îndeplinească și acest imposibil a devenit posibil. Și acum alte obiective le văd imposibile și ușor, ușor sper să devină și ele posibile. Mobilitatea fizică și mentală este foarte importantă pentru că te ajută să ieși din toate situațiile neprevăzute. Și consider că este de un mare folos și trebuie antrenată această mobilitate tocmai pentru a putea să te autodepășești în permanență.